a plouat cu note dezastruoase la evaluarea națională în județul Timiș. Mai mult de jumătate dintre elevii de clasa A8 a 8 care au susținut acest examen nu au reușit să ia note de trecere. Aceștia au avut lucrări la cel puțin o disciplină evaluate cu note între 1 și 4,99. Dintre aceștia, 91 de elevi au obținut note între 1 și 1,99. Nu au reușit să ia nici măcar nota 2, 43 de elevi la limba și literatura română, 46 la matematică și 2 la limba maternă. 7 elevi timișeni au luat nota 1 la matematică. Nota 1 se dă din oficiu de unde rezultă că aceștia nu au știut să rezolve nici cel mai simplu exercițiu. Vorbim despre absolvenți de la școala gimnazială Variaș, școala gimnazială Sorin Lea Tomești, școala gimnazială Anișoara Odeanu Lugoj, școala gimnazială numărul 15 Timișoara, școala gimnazială Găvoșdia, Liceul Tehnologic Transporturi Auto Totimișoara, Timișoara, Liceul Tehnologic Traian Voia Făget. De asemenea, 467 de elevi au obținut note între 2 și 2,99, 984 între 3 și 3,99, iar 1356 între 4 și 4,99. În Timiș, 2898 de elevi din totalul de 5.275 prezenți la limba și literatura română, 5.264 la matematică și 300 15 La limba maternă au obținut cel puțin o notă mai mică de 5 la evaluarea națională. Ce aproape 2900 de elevi timișeni cu note sub 5 la examenul de evaluare națională sunt elevi care au promovat clasa obținând medii de trecere la toate disciplinele studiate în anii de școală, implicit la matematică, la română și la limba maternă, să fi fost subiectele de la examen extrem de grele sau indulgența profesorilor de la clasă exagerat de mare.